Petrescu e supărat rău înaintea debutului la CFR și pe legile din Liga 1 și pe regulile de la UEFA. CFR a făcut-o românească doar ca să-l păstreze pe Kipciu. Kipciu nu a fost trecut pe lista UEFA și nici pe cea pentru campionat, dar șefii au găsit soluția salvatoare. I-au rupt contractul și au făcut unul nou, ca și cum ar fi semnat cu un jucător liber. Eu nu înțeleg, sincer, iar o să mă zic că o să mă plâng. Eu nu înțeleg aceste reguli cu jucătorii. Dacă un club vrea să țină 30 de jucători și îi plătește, de ce trebuie să îi antreneze separat? Deci mi se pare absurd să numărim numărul de jucători la o echipă. Petrescu e supărat și pe UEFA. Alibeca, Omranin și Grahova sunt accidentați și nu îi poate înlocui. L-am înțeles, a trebuit să dăm lotul cu două săptămâni înainte. Lasă-ne să decidem cu o zi înainte de când încep grupele. Mi se pare ceva incredibil. Cu Șumudică, CFR are 7 victorii din 7 meciuri în campionat. Petrescu debutează la Botoșani. Sunt convins că cererile sunt în continuare foarte mari la CFR, așa a fost mereu și o să fie. Și când a jucat fără vreo 7-8 jucători cu COVID și accidentați, n-a interesat pe nimeni. Petrescu și-a pus oamenii să-i pândească pe jucători. La Cluj a început Antold. Nu lăsăm, dar poți să-i controlezi? Eu sper că sunt profesioniști și înțeleg. Eu nu mă duc sigur.